CSM Ioveni nu se regăsește și a pierdut cu 1-2 și confruntarea din cadrul rundei cu numărul 25 disputată cu Oțelul Galați. Din păcate, echipa argeșană rămâne singura din partea inferioară a clasamentului, care nu a mai învins în campionat de ceva vreme. O frângere, putem spune că noi am fost în joc doar în repriza a doua. Fericit pe băieți pentru jocul din repriza a doua. Am presat, am încercat, am vrut, am putut pe alocuri multe faze litigioase. Un arbitru care nu știa de capul lui ce fluieră și ce direcție. Sper să nu fiu subiectiv. Aș vrea să revăd și eu niște faze. Una peste alta ne-a bătut echipa campioană. N-avem ce să facem decât să încercăm în fiecare meci să adunăm puncte. Obligatoriu să câștigăm 2-3 meciuri. Antrenorul Marian Pană consideră că absențele din lot și-au pus amprenta pe evoluția din jocul cu echipa gălățeană. Inspir și Zulu s-au accentat, Zulu pare ce vizat accentarea, Inspir a acuzat o durere seară. Suspendați, accentați, nu mai contează. Asta e oricum, ne-au lipsit 4 jucători de bază. Eu zic că dacă putea să aliniem o echipă bună, putea să punem probleme mari astăzi. Argeșenii joacă în etapa următoare sâmbătă, 15 aprilie, cu FC Vaslui în deplasare. Gazdele au o echipă foarte puternică, dar au înregistrat rezultate contradictorii în ultima perioadă.